Mamă, în sfârșit m-a băgat la o misiune ceva, bă, că stau de vreo jumătate de ore să-mi găsească o misiune, băi, frate, băi. Deci, 23 de minute în curent. A, bine, și ca jumătate de oră, dar totuși, frate, e ceva aici. E ceva la mijloc. Și, doamne ajută, în sfârșit. A, găsit și, bă, și mie o misiune. Hai să vedem, poate și câștigăm, cine știe. Cine știe? Cu băiatul ăsta în echipă, nu știu la ce m-am băgat. Eu m-am băgat la că la race. Hai să vedem ce cursă e aceasta. Nu știu, cred că nu știu. Hai că m-am băgat la race dacă e boș. Bă, am dat acolo race. Parcă, ce e asta, mă? Ce e asta, mă? Mă joc GTA 5. Să moară familia. Ce e asta, mă? Mamă, zici că mă sunt... Bă, zici că sunt capăcantă, să moară el. Păi eu cu încă unul, din ce văd. Adică eram eu cu al meu și încă unul. Și el a ieșit când a fost că e singur. Eu am vreo cursă. Ce se întâmplă aici? Ah, după un timp de nebun parcurs, am ajuns în sfârșit să bag cum trebuie un stunt race, nu un race. Doamne ajută, e o cursă acum, să vede că e o cursă, Doamne ajută! Hai să vedem ce facem, domnule, în această cursă, pentru că e joale! Hai să vedem! Dați-mă, bă, și voi, ready, băi, omule, măi, uite-l pe ăsta, dai meu, ready, băi, omule, măi, dai, bă, ready, mă! Sunt, nu, nu, cred că sunt primul, sunt primul cu traxul insane! Bine, chit că să fiu sincer, nu contează. Deci primul, că cel primul e tot timpul ăla cel mai prost. Gen care are viteza mai mică. Și asta e nașpa, dar ce să și facem acum? M-am dat greșeala pe mine când am văzut pe băiatul ăsta. Uite și tu cum merg așa, pe lângă cum am mers eu la început. Și imediat îl iau și pe băieții ăștia, iau pe băieții ăștia. Hai că m-am dus pe pulă să moară familia. M-am dus bine, m-am... Doamne ajută! A fost norocul de partea mea. Ok. Mamă, ia uite-l pe ăla. Bravo, Gicuț! Bă, da, ce mașini au băieții ăștia? Că să moară ei. Eu nu-i mai prind și eu? Dă pe locul 3! A, nu, dă pe locul 1, am ajuns să fiu 3, dar... Pă bune, frate. Pă bune. Cred că traxul n-a fost cea mai bună variantă. Cred că mai bine mă uitam să fiu sincer ce mașini pot să mai iau. Asta e, sunt nici mai prost. Merge și locul 3 acum. Ce să și zic. Uite și pe ăștia cum se duc și eu de-abia merg, mă. Căruța mea de-abia merge, mă, omule, mă. Ah, olo, da, olo, olo. Vai de familia mea. Și de capra vecinului. Și am mai băgat și non contact ăla. Nu știu care e, nu știu de ce a băgat non contact. E frică, e fricos. Pussy boy, pussy boy. Ce să-și facem noi acum? Haide, bă! N-am luat! Uită-te și tu! Băi, frate! Ce asta, bă? Hai, bă! Fut-o shitbox-ul, mătii! Oh, ulei, ce shitbox nebun! Până acum, cum s-a putut să fie luat, mă? Și acum, dintr-o dată... Nu! Hai, zi, jocul! Nu, mai tu, te dracu! Intri pe mijloc sau degeaba! Uite, acum edita mai ăsta și acolo era un de la mai micuț ca să te pună să te întorci. Futuți! O mașină. Care aș fost am și o concurență cu băiatul ăsta. Dăm și noi unul la altul viteza. Sau bătaie de joc. O bătaie de joc. Hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Ce s-a căcat ăla? De ce văd? Bine că mă uitam la dinamic. Bine că te uiți la dinamic, du-te, dracu. Mamă, 3 lepuri? Mamă, 3 lepuri de așa ceva? Păi nebunesc aici, mă. Păi, ea s-au dus, mâncați și eu nu înțeleg cum. Cum? Nu e posibil așa ceva, gen.
S-au dus să ia... Ce aia, bă? Și pe cine mai oprește, mă, cu ea? Și mâncă și piciorul. Mâncă piciorul, mă, mâncă piciorul și am sărit prea mult. Am sărit prea mult, dar... În continuare mâncă piciorul. Călcuiu, bă, gamea-aș! Gata, hai că e gata, că iar m-a luat. Dar de ce fix acum mâncă chișorul și pe mine? Chișor, uei! Bă, da, las-o drag, că nu mai pă, mă, scarpin! În timpul cursei! Pe viața mea! Dar, taulă, bă, dar nu mi-a ajuns nici pe aia, bă, e enervant. Ea s-au dus, eu nu înțeleg cum s-au dus, da, hai, nu știu ce mașină au. Sunt curios, uite, apă la level 800! Da, adică n-am băgat cod. Apara, da. Și am jucat de când s-a lansat. Da, bă, băi, nu am jucat așa de mult. Că n-am avut cu cine, gen. Gen, până nu s-a dat free GTA 5 să mai aibă și amicii mei un joc pe gratis, vorba aia. Jocul ăsta a stat cam pe Steam degeaba, uitat de lume. De ce mă întrebați? Na. Ia uite. Mihai 111, sigur. Sigur, da. Sigur, domnule. Băi, dar eu sunt și prost, mă, așa de felul meu. Dar mă, cam poate fac și eu pe ăla de-n spatele meu să mai vină. Cine dracu, bă, că ăla e la 25 de secunde în spate. Celălalt să mai zic că e la 41. Și... ai, eu pe ăla din fața mea e la 40. Nu mai zic nimic. Suntem așa, unul la un minut, unul la un minut. Fiecare cu ale lui, frate. Eu mă scad la picior de jumătate de oră. Păi, n-am. Ah, și mai e un lap. Am băgat și ăsta 3 lapuri, mă, să moară el. Cum, bă, 3 lapuri, mă? Îmi place în jocurile astea video cu mașini. Turația aia, să duci, am mâncat aici la pe roșu, la... Aia vorbești, mă, la 10.000 de turații, la... Pa, bă, nu iau tot. 9.000? Da, că eu vreau, da, da, mă, o să mergi tu în viața reală cu turații de 10.000, 9.000. Niciodată în cați. Fuzi drept cu motorul. Cel mai mult? Pe mașinuța mea i-am dat, cred că 4.000. 4.000. Că trebuia putere acolo. Să depășesc, dar mai cameo în domn. A, lăsați sub cătul. Ca așa, elementar la 2000 și puțin. Schimbați. Adică eu că sunt șofer, doamne, am și o permisă nici de un an, dar... Să ne unesc, cred că conduc mai bine decât o grămadă de pe Bucureștiul ăsta. Bine, București. București e niște care au venit de la țară și să crezi și că aici ale casă. Da, că de sărbători. De sărbători să dea dracii o mașină mai vezi pe stradă. Toată lumea se duce acasă cumva. Toată lumea. Și Bucureștiul rămâne gol. Păi de ce? Că toată lumea de la București pleacă la ei acasă. Adică la țară! Plecați dracu, văd în București ăsta. Ne-a dat răcit. Traficul ăla. Băi, aia deja au terminat. Adică poate fac același lucru să cad iar aici, că nebunesc. Ah, ok, unul a ieșit, deci mai sunt eu. Da, nu știu, mă, dar pe locul 1 uite-te și tu, să mă arăi el. Ăia nu știu ce viteză au băgat, ce turbo, prea nebun. Ce faci, mă? Păi, dacă... La 2? Eu și... Ah, stai, mă, că a ieșit ăla, da. Că dacă nu ieșea ăla, cred că trebuia să termin și eu. Ah, stai, eu te ce mască, bă, vreau și o mască de asta. S-a băgat? Prea nebun, prea nebun. E mă și creier ăsta. Da. Emerus ăsta. Interesant, da. Ce să zic acum. Cumpăr și toate armele, toate alea.